Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mor. Bună dimineața, oameni! Bun, cafeaua de dimineață. În sfârșit, după multe emisiuni în care am vorbit despre programe moarte la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, programe anulate de onor, cum spune un coleg de-al meu, hahaleși locali, de spitale noi pe hârtie, foarte frumos desenate, puse în 3D, 4D, 5D sau se traduce 5D în 4 ani și nu știu cât cu executare sau fără. Deci, despre toate astea am vorbit. Astăzi venim cu o emisiune cu o veste bună. Mai zilele trecute, pe telefonul managerului spitalului din Târgu Neamț, nu din Piatra Neamț, venea vestea că spitalul din Târgu Neamț, nu din Piatra Neamț, are acreditare, de aici și titlul emisiunii. De aceea am încercat să luăm legătura cu Alexandru Patrașcu, managerul spitalului, care chiar dacă se afla în concediu legal de odihnă, a răspuns invitației noastre și a sosit la emisiune. Așa că îi spunem bine ați venit! Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație, mă bucur să mă afl aici. Și noi ne bucurăm că vă aflați aici, pentru că pot să dau și eu o știre pe bune, pozitivă. Un spital din Neamț a primit acreditare, adică spitalul de la Târgu Neamț. Noi am mai discutat tema asta a acreditării într-o emisiune și în diverse știri. Așa ca să vedem cum se poate, povestiți-ne cum s-a putut. Da, după cum știm, după o perioadă lungă a pandemiei, care nu a fost o perioadă foarte simplă pentru niciun spital, dacă ne referim la cele din zonă, chiar și nici pentru conducătorii, nici pentru personalul medical care s-a confruntat cu situațiile care au fost. Da, a fost o perioadă, să zic, nu foarte simplă, având în vedere și, să spun, că am preluat spitalul exact în aprilie 2020, când a început pandemia, în care nimeni nu știa despre ce este vorba. Eu nici nu aveam experiența nici dumneavoastră nu știați necesară în ceea ce privește, să zic, administrarea unei unități sanitare. Totuși, după multă muncă și după varia, să zic, situații cu care ne-am confruntat din 2020 până în prezent, în ceea ce privește conducerea acestei unități sanitare, am demonstrat împreună cu colegii mei că totuși, dacă suntem o echipă, putem realiza lucrul pe care l-am propus și ăsta a fost, să zic, un lucru care chiar ne l-am propus de când am preluat spitalul, că știam că urmează acreditarea, chiar dacă a fost amânată de mai multe ori din motive a situației epidemiologice prin care am trecut. Clar că nu a fost simplu, deoarece puțini dintre oamenii care am făcut echipă, începând la șefii de secție, asistentele șefii și cei din personalul TESA, nu aveau o experiență în ceea ce privește acreditarea spitalului, pentru că foarte multe lucruri s-au schimbat față de celelalte acreditări care au fost la spitalul Târgu Neamț, dar cu, să zic, situații mai ușoare, mai dificile, am încercat cei din comitetul director, în special și eu personal și cu membrii biroului de calitate, da, să ne impunem punctul de vedere și să organizăm persoanele din subordine în așa fel încât să avem un rezultat pozitiv în ceea ce privește acreditarea. Mă întreb așa, în afară de organizarea asta, direct manager, director medical, biroul de calitate, ce mai sunt acolo, da. Așa. Ce este nevoie ca procesul acreditării să meargă mai bine? Adică, ca și la Piatra Neamț, sunteți un spital modular, nu? Cu mai multe... Suntem un spital pavilionar. Care avem... Pavilionar, așa. Eu aș spune că sunteți un spital fagure.
dar nu vă spun de ce, o să revin asupra ideii, ca un fagure de miere. După ce te-ai instalat acolo, ori te transformi în trântor, ori nu mai vrei să pleci. Că mierea e bună, dar asta a revenit mai încolo, da. Pe partea a doua a emisiunii. În partea asta, spuneți-mi, ce a fost nevoie ca să puteți depăși acest... De ce a fost nevoie? În principal a fost foarte multă muncă în ceea ce privește, cum știm toată lumea. Lumea crede că acreditarea unui spital ține strict de doar de activitatea medicală, chiar dacă această acreditare ne oferă gradul de încredere a pacientului asupra acelui spital, nu se referă strict doar la activitatea și procesele medicale în unitatea sanitară, se referă la toate procesele care se întâmplă în acel spital, începând de la personalul TESA până la cele medicale. Și atunci aici foarte important a fost ca personalul din subordine să fie instruit atât de corect, dar încât ei să știe să respecte procedurile, că de fapt asta este... Vin niște hârtii, vin niște chestii pe care trebuie să le completez. Pe care le completez și trebuie să știi procedura, să respecti. Pe lângă vizita care se face la fața locului, contează foarte mult ca aceste documente să fie corect întocmite, respectând procedurile. Procesul de acreditare este format din trei etape, dar prima etapă este în care se transmit către comisia de acreditare care a fost desemnată toate procedurile și analizele care se petrec la nivelul spitalului. A doua etapă este vizita propriu-zisă, în care membrii comisiei vin și verifică dacă într-adevăr ceea ce e scris corespunde într-adevăr și cu practic în spital. Și a treia etapă este în care comisia ANMCS verifică comisia care a fost în teren. Pe baza hârtiilor care au fost transmise inițial, pe baza hârtiilor care se fac atunci în timpul vizitei, da, și se dă un raport final, da, dacă nu există, să zic, neconcordanțe între cei care au vizitat și spital. Ați avut nevoie și de anumite lucrări care să facă pentru ca lucrurile astea să meargă? Absolut, clar. Ați avut nevoie, probabil că un argument a fost și faptul, domne, am adus medici noi, tineri, s-a făcut. Ca și chestie generală, primele, să zic, lucruri pe care oricine vrea să le îndeplinească sunt acei indicatori critici, care dacă nu îi îndeplinești, procesul de acreditare se anulează automat de către Comisia de Acreditare. Ca să înțeleagă toată lumea ce înseamnă un indicator critic, dau un exemplu, de exemplu infiltrații, da, cu apă sau în saloane, orice spațiu în care din spital unde se desfășoară activitate. Și n-aveți? Deci astea, și n-aveți? În principiu, haideți, am avut și noi probleme și nu suntem un spital care nu există probleme, dar am încercat cât de cât să rezolvăm aceste probleme, în care să demonstrăm comisiei de acreditare că există un interes în rezolvarea acelor probleme, în sensul că chiar am avut și înainte de acreditare, în urma controlului anual de la Direcția de Sănătate Publică, probleme la spălătoria centrală, unde este un spațiu, să zicem, cu varia probleme, în care ne-au dat și în raportul de control, dacă nu rezolvăm problemele timp de 6 luni, da, atunci se închide spălătoria spitalului și va fi nevoie să o externalizăm. Și în momentul respectiv am luat decizia că trebuie neapărat, urmând și procesul de acreditare, să rezolvăm aceste aspecte și le-am rezolvat. Poate nu le-am rezolvat cum ne-am fi dorit. E un pas înainte. Exact, dar este un pas înainte cu finanțarea pe care am obținut-o din mai multe locuri pentru a rezolva măcar momentan aceste probleme, ca să trecem și de acreditare și ca să procesul de tot ce înseamnă a spălătoriei să continuă pentru binele unității. Da. A existat colaborare la nivelul comunității, vorbesc de autoritatea locală, pentru că bănuiesc că ați avut nevoie și de asta. Da, deci din punctul meu de vedere, în tot ce înseamnă pentru a încerca să rezolvăm anumite cereri, clar că noi am terminat acreditarea cu un raport de 87% din indicatori îndepliniți, se poate vedea în raportul de acreditare. Cât era necesar? Minim 51%, deci orice spital, ca să treacă de acreditare. Clar că sunt indicatori care sunt foarte greu de îndeplinit, dar pentru
a îndeplini cât mai mult. E clar că a existat o colaborare foarte apropiată în ceea ce privește primăria orașului Târgu Neamț, Consiliul Județean, Asociația Spitalului, care ne-a ajutat foarte mult în ceea ce privește, în primul rând, cu fonduri pentru a rezolva anumite aspecte punctuale, pentru a rezolva, în primul rând, acei indicatori critici și, după aceea, pentru a rezolva cât mai mult din indicatori, pentru a lua un procent cât mai mare pentru procesul de acreditare. Clar că ne-am dorit, poate, să avem un nivel de acreditare mai mare, dar noi suntem mulțumiți pentru nivelul pe care l-am luat, având în vedere că avem și multe lucruri de rezolvat în continuare. Avem acum experiența necesară și pe viitor o să încercăm împreună cu autoritatea publică locală, cu domnul primar care ne-a ajutat foarte mult, să încercăm să rezolvăm pe viitor și la următoarea acreditare să încercăm să creștem gradul de acreditare a spitalului. Bun, acum e categoria cât a patra, nu? Da, categoria a patra. Și până în prezent era categoria a patra, în continuare suntem în categoria a patra, chiar dacă procentul putea să fie un nivel de acreditare mai mare, din păcate acel plan de conformare pe care îl avem la nivelul unității sanitare, când am preluat-o în 2020, da, ordinul 10 al acreditării spune că dacă nu ți-ai îndeplinit unul din acele puncte din planul de conformare mai mult de 24 de luni, te duce automat în gradul 4 de acreditare și noi la nivelul spitalului am avut niște proiecte din 2020 până în prezent care din toate planurile de conformare anuale, un singur punct, să zicem, nu am putut să-l îndeplinim până în prezent, este rezerva de apă, din cauza că acest proiect implică niște costuri foarte mari și atunci, momentan, împreună cu primăria orașului și cu domnul primar Harpa, încercăm să identificăm surse de finanțare și pentru această problemă care să nu mai avem, să nu mai ne lovim la următoarea acreditare peste 4 ani. Bun. Acum, să spunem că toate bune și frumoase. După acreditare, ne putem și liniști, ne putem și lăuda, că așa e. Da. Așa. Dar până aici, eu nu pot să uit de atmosfera aceea plină de duioșie care exista în spitalul din Târgu Neamț. Nu uit manifestări, nu uit faptul că ați fost alintat chiar și fizic un pic de unii angajați, adică treceați pe acolo și erați lăudat cu cuvinte frumoase, ghilimele le pun eu, că au fost tot felul de manifestări anti-Patrașcu în spital. Ce se mai întâmplă acum? Care-i situația? Că aveți acum și director economic cu concurs, a fost o altă telenovelă acolo. Aveți director financiar, economic? Da, este directorul financiar acum prin concurs. Așa. Da, de când am preluat din 2020, recunosc și toată lumea știe situația de la Spitalul Târgu Neamț. Am avut în fiecare an, pot să zic așa, câte o provocare și întotdeauna chiar și cu familia discutam că aceste provocări, să zic, mi-au creat în timp o experiență în a aborda anumite situații. Da, au fost provocări mai puțin, să zic, pozitive pentru mine. Au, din păcate, poate lumea inițial n-a înțeles corect mesajul pe care am vrut să-l transmit, dar nici noi și eu personal nu am renunțat la ideea mea pentru ce am concurat la examenul ăsta de director al spitalului și m-am ținut în continuare de treabă și de cuvânt. Ce am promis la inițial se poate vedea în primul interviu pe care l-am acordat la dumneavoastră. Am propus să recapăt înapoi spațiile din policlinic, am propus că o să încerc să îmbunătățesc calitatea actului medical, chiar dacă întotdeauna noi ne-am plâns la Spitalul Târgu Neamț când am preluat-o în 2020 că spitalul nu are bani.
lucrurile s-au mai schimbat din punctul meu de vedere și primăria poate vedea acest lucru. Din momentul în care am preluat, se văd că au crescut veniturile spitalului și veniturile proprii plus și veniturile în ceea ce privește contractul cu Casa de Asigurări Neamț. Am început să avem proiecte pe care le putem realiza singuri din fondurile proprii. Lucrurile astea se văd și din punctul meu de vedere, chiar dacă au existat, să zicem, poate situații în care noi ne-am propus să schimbăm lucrurile mai rapid, unele persoane nu au înțeles acest lucru și au făcut tot posibilul să se opună schimbării. Haideți să vedem ce s-a întâmplat și cum s-a finalizat procesul. De exemplu, îmi aduc aminte, hai să luăm cu policlinica, ca să nu mergem direct la manifestații de stradă sau de curte. Cu spațiile din policlinică. Cu spațiile din policlinică. Acolo situația este așa, și contraziți-mă dacă greșesc. Deci, spațiile acelea, practic, ele ar trebui să adăpostească niște cabinete medicale sau... Da. În primul rând, ale medicilor din spital, nu? Da, de asta și se numește ambulatorul integrat spitalului. Așa. În momentul în care cineva a făcut o radiografie a acelor spații, a observat că de fapt sunt spații folosite prin contracte cu primăria, nu? Da, autoritatea publică locală a concesionat spațiile spații în de cadrul acolo. Policlinicii de-a lungul timpului. E ok să concesionezi spații. Problema este că prima dată trebuie asigurat necesarul de spații pentru... Da, poate și strategia spitalului anterioară a fost poate de a concesiona spațiile, în sensul că poate nu s-a dorit o dezvoltare în ceea ce privește anumite specialități medicale. Momentan noi ne-am schimbat punctul nostru de vedere, strategia și am zis că vrem să diversificăm serviciile medicale în policlinică și am demonstrat lucrul ăsta, am înființat 5 specialități noi. Care? Am înființat ORL, oftalmologie, urologie, dermatologie și în momentul de față două cabinete și neurologie, două cabinete deja funcționează, celelalte trei trebuie să urmează să le punem în practică și să apară trebuie și niște, trebuie niște autorizații. Trebuie da, 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 avem da. Tot ce înseamnă avizele de la Direcția deci, Sanitară Publică. Acum, practic, există. În policlinică, pe sistemul policlinicii, da, avem de exemplu, ORL, da? Sau ce? Da. Avem ORL. Nu exista înainte. Te duceai doar la un exista, cabinet particular. Dar exista un cabinet individual în care funcționa un medic care concesiona un spațiu de la primăria orașului Târgu Neamț. Bănuiesc că destul de avantajos concesiunea din punct de vedere financiar. Din punct de vedere financiar, noi n-am avut niciodată, să zicem, acces la contractele pentru că nu eram noi... cei care ordonatorul de credite este cel care este proprietarul spațiilor. De când am devenit un manager în 2020, s-a reușit în sfârșit luna trecută, înainte să plec eu în concediu, să, din toate clădirile care sunt la primărie, la spital, sunt 8 clădiri. Singura clădire care s-a dat în administrare este acum în prezent policlinica spitalului. Deci o aveți acum? O avem acum în administrare, deci, la practic, spital. Deci, practic, nu se mai încheie contracte eventual dacă rămân spații decizia cu primăria, ci cu da, spitalul. Decizia Consiliului Local a fost în felul următor. Noi am insistat să ni se dea toate spațiile în administrare, ne-au dat în administrare spațiile care sunt libere, cu excepția celor care au deja contracte de concesiune în derulare, dar la finalizare nu se mai prelungește. Bun. A fost un adevărat, nu, o adevărată discuție, hai să nu-i spunem scandal, că unii au făcut scandal, alții nu au făcut scandal. Cu niște spații a căror contract a expirat și n-au fost eliberate. Care mai e situația? Era, dacă nu mă înșel eu, o doamnă doctor, cred că șufariu. Da, este un spațiu în care a funcționat ani de zile un cabinet de psihiatrie, tot în concesiune, în care a expirat contractul, dacă nu mă înșel, acum vreo jumătate de an, în care în Consiliul Local s-a decis ca acel spațiu să revină în administrarea, în folosință gratuită spitalului, că atunci nu aveam policlinica în administrare. Doamna a
recurs pe partea legală și a dat în judecată primăria orașului, inițial spitalul, dar noi ne fiind administratorul clădirii, iar respectiv nu avea obiect cerere. Nu avea obiect cerere, a dat în judecată Consiliul Local pentru anularea hotărârii Consiliului Local de dare în administrare gratuită către spital. Și de atunci procesul a tot urmat cursul, la Târgu Neamț, la judecătorie a pierdut procesul, după care a făcut recurs la judecătoria Bacău, la fel s-a pierdut la Curtea de Apel Bacău, a pierdut și acolo procesul, dar în continuare, doamna doctor, momentan încă nu a eliberat spațiul, chiar dacă spitalul este... Cum adică este o hotărâre definitivă și executorie și ea ocupă încă spațiul acolo? Da, noi am așteptat să devenim noi administratorii clădirii ca ulterior să-i facem o adresă oficială ca doamna să elibereze spațiul. Din moment ce ea nu are acum contract, gândiți-vă că nu are nici contract pentru utilități. Spitalul orașului... Bun, dar dacă nu ai un spațiu sub contract, poți profesa? Nu știu să vă răd. Din punct de vedere legal, nu. Adică eu știu că pe spațiul ăla ai un fel de, nu știu... Acreditare, o autorizație și faci un contract cu Casa de Asigurări, având în vedere autorizațiile de SP. Nu știm situația... Nu știu la ramura asta a medicinii, psihologie, dacă îți trebuie așa ceva, dar probabil că... Da, automat Casa de Asigurări îți cere când vrei să faci un contract cu ei pentru a presta servicii medicale, clar îți cere la contractul spațiul, dacă ai avizul de SP-ul și mai multe hârtii la dosar pentru contractarea serviciilor. Acum, noi abia suntem administratori și vom încerca din răsputeri să eliberăm acel spațiu. Din păcate, din punctul meu de vedere, nici compartimentul juridic de la Spitalul Târgu Neamț poate nu ajută conducerea spitalului foarte mult. În sensul ăsta, nu știu să... Stați că n-am înțeles foarte bine. Compartimentul juridic nu ajută al spitalului de când sunt eu manager din 2020, în toate procesele spitalul a ieșit în pagubă, da, care le-a avut. Păi aici ori e vorba de... Nu există decât două variante. Ori n-ați avut dreptate pe lege, ori n-ați avut oameni pricepuți, ori ați avut oameni pricepuți și rău intenționați. Din punctul meu de vedere, totul este clar. Adică nu... De moment ce... dau un exemplu, acel spațiu. Avem decizia că este al spitalului, dat în folosință gratuită către spital. Doamna doctor și noi nu știm să ne apărăm. Din punctul meu de vedere, eu nu sunt jurist și nu știu cum să fac hârtiile. Dar cei de la juridic ar trebui să fie mult mai implicați în acest aspect. Și nu aveți posibilitatea să faceți o evaluare a celor de la juridic, a activităților și să luați măsuri? Eu am să vă spun un lucru și dumneavoastră știți situația. În momentul în care, când am avut o speță cu doamna doctor care făcea rezidențiat în același timp ce era angajat a spitalului Ursulianu, și, am făcut o adresă către juridic, mi s-a răspuns și dumneavoastră știți, mi s-a răspuns să nu mai dau întrebări, că poate ne dă în judecată pe managerul spitalului, că am eu curajul să întreb juridicul de ce se întâmplă așa. Haideți acum, dacă tot ați amintit de episodul Ursulianu, nu parcă așa o chema pe doamna doctor. Deci doamna doctor face rezidențiat, un lucru de lăudat. Orice om care vrea să perfecționeze este de lăudat, nu? Adică e foarte bine. Problema e că, potrivit reglementărilor din România, rezidențiatul se face la zi, cum ar veni, nu la seral. Nu, greșesc? Nu, așa este. La zi. Ori, doamna doctor, era bine mersi în spital la program. Ceea ce înseamnă că nu putea să fie la rezidențiat decât dacă se dedubla. Acum nu știu dacă medicina la Târgu Neamț a ajuns atât de departe încât să se poată dedubla, doamna doctor, să fie și la serviciu, să ia banii, și la rezidențiatul primești ceva bani sau nu? Din ce știu eu, face cu plată, că e al doua... deci nu primești bani. Da, e a doua specializare, dar toată ideea a fost că
Eu, atunci când m-am autosesizat în speța respectivă, ideea a fost că legea spune clar că trebuie să anunț angajatorul care este programul tău de rezidențiat, pentru că eu o plăteam pentru 8 ore că venea la servici, iar ea apărea că este la rezidențiat și atunci clar trebuia să-și stabilească un program de muncă. Eu nu trebuia să plătesc o normă întreagă, trebuia să plătesc doar și orele. Și cei de la juridic au zis, nu întrebați că nu e bine? Absolut. Că vă dăm judecată? Avem, am răspunsul la dosar pe care l-am depus, tot dosarul în ceea ce privește doamna doctor. Noi eu bănuiesc că a venit procuratura de atunci să verifice. Am depus dosarul la procuratură. Din păcate, cred că au trecut, dacă nu greșesc, vreo 8 luni, n-am primit niciun răspuns în sensul ăsta. Probabil că așteaptă să termine rezidențiatul. Din păcate, doamna doctor, în octombrie are specialitatea și va deveni medic specialist. Din păcate? Din punctul meu de vedere, din păcate. Am înțeles. Bun, deci procuratura nu va da niciun răspuns. Niciun răspuns nu am primit în speța aceasta. Avem această speță. Un medic, un doctor, este la serviciu și în același timp face rezidențiatul, deci este și la rezidențiat în timpul orelor de program, teoretic. El își ia salariul, dumneavoastră faceți o plângere la procuratură și nimeni nu vine să vă întrebe nimic. Nu. Ați sesizat și la UMF? Am făcut și la UMF Iași această sesizare. Pentru că ea trebuie să aibă acolo un îndrumător. Nu? Un îndrumător care răspunde cu pixul, capul și așa de acuratețea și exactitatea datelor pe care scrie. A fost la, nu știu, schimbat lenjeria la bolnavul X. UMF Iași chiar au fost foarte prompți, ne-au răspuns imediat și cu acele acte noi am înaintat dosarul către procuratură ca să avem dovezi. Deci UMF Iași v-a dat dreptate, că trebuia să fie acolo și trebuia să vă anunțe. Ne-a răspuns exact programul doamnei doctor, în intervalul orar, ce îndrumător a avut, că figurează, cu cine a făcut în fiecare an programa din și nu le-ați trimis, uite, domnule, dar figurează la mine ca prezentă. Asta a fost când am făcut o adresă de înaintare către UMF, tocmai asta și am specificat că este angajatul meu în programul orar ăsta, cum poate și să facă rezidențiat. Și n-a lipsit de la și UMF-ul ne-a răspuns clar că este la rezidențiat și atunci este o problemă. Păi nu vă supărați, domnul doctor, nu vă supărați, că eu nu prea le am pe astea, dar totuși, păi aici vorbim așa, despre fals și uz de fals, despre foloase pe care le obține cineva în urma rezidențiatului, neparcurgând orele respective. Sau a fost fals și uz de fals în spitalul din Târgu Neamț, pentru că ea probabil a spus că nu se duce la rezidențiat. Noi când am depus acel dosar la procuratură, am depus eu personal, am depus toate actele în care am justificat că și din punctul meu de vedere, îmi pare rău să spun, dar și serviciul Runos din cadrul spitalului orășenesc Târgu Neamț nu și-a serviciu făcut treaba. Serviciul personal, cum ar veni. Personal nu și-a făcut treaba, în sensul că ei trebuiau să facă redistribuirea programului de muncă a doamnei doctor. Din păcate nu s-a făcut această redistribuire. În funcție de orele declarate pentru de către că, ea pentru că legea spune așa, eu trebuie să... Doamna pleacă, da? Face o cerere, da? Și ăia de acolo îi spun, da, programul este ăsta, de la 10 la 14 lunea. Exact. Așa. Și ea trebuia să vină la angajator și să spună, domnule, dă-mi orele... Toate orele de 8 ore, astea 2 ore sunt la rezidențiat în ziua cu tare și, din păcate, lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Păi, deci vorbim de fals, de uz de fals, de foloase necuvenite și noi, în momentul ăsta... Stăm și întrebăm dacă a venit cineva să cerceteze lucrurile astea? Până la urmă, cum s-a finalizat chestia? Conducerea spitalului, din punctul meu de vedere, și-a făcut datoria în sensul că a sesizat aceste nereguli, tocmai în ideea ca peste ani de zile, dacă se sesiza cineva, noi ne-am luat marja de ori, să nu fim trași la răspundere, că am sesizat aceste lucruri. Din punctul meu de vedere, momentan nu s-a
finalizat cu nimic, doamna doctor și-a finalizat rezidențiat. Cu aceeași îndrumător? Din ce știu eu de la UMF, nu mai, îndrumătorul care l-a avut pe timp rezidențiatul nu mai este îndrumător, a fost scoasă de la, ca îndrumător de la UMF și a fost redistribuită. E posibil că ăia de acolo, de la UMF, să-și fi dat seama de ce s-a întâmplat, să zică, domne, ia mai du-te tu deoparte, că ai făcut prostii. Da, din punctul meu de vedere, și ei trebuiau să facă sesizare la organii statului să se ducă să vadă despre ce e vorba. Nu, e halucinant. E halucinant. Deci, și doamna, bănuiesc că după ce s-a schimbat îndrumătorul, s-a schimbat și programul, nu? Da, a făcut o cerere în care și-a luat concediu fără plată câteva luni. Și automat... Adică a intrat într-o normalitate, cum ar veni. Da, din punctul meu de vedere. Într-o normalitate. Și ea este, va fi medic specialist. Va fi medic specialist dacă cu jumătate de școală făcută. Sau, mă rog, cât o fi. Cât o fi. Cât o fi. Interesant. Eu pe ușa cabinetului a scris, aveți încredere. Aveți încredere. Nu. E de noaptea minții. E de noaptea minții. Da, mă rog, dacă tot e vorba de sesizări, cum ați ieșit din sesizările domnului Georgescu, Lucian parcă, da, la adresa dumneavoastră? Din păcate, domnul Georgescu este angajatul nostru care am încercat... Din păcate. L-am încercat din nenumărate din ori. Din păcate pentru el, pentru din dumneavoastră? Din păcate pentru unitatea sanitară pentru primărie. Pe care o conduc. De ce, din punctul meu de vedere, am încercat din nenumărate ori să aduc în vedere să-și facă atribuțiile din fișa postului. Ba de mai multe ori am făcut chiar și verificări să pot de prezență la servicii acestui angajat. De fiecare dată, da, s-a găsit modalitatea legală de, în care să nu fie sancționat de către Comisia de Disciplină. Cum, sau, cum adică s-a găsit modalitatea legală? Imediat e... Păi dacă dumneavoastră nu-l găsează la serviciu, cum se găsea modalitatea legală să nu fie atenționat? Păi, să vă explic, domnul Bălănescu. În secunda 2, când se făcea procesul verbal cum este la muncă, era sunat și se ducea la un coleg și la un concediu medical. Sau... Și atunci Comisia Disciplină zicea, da, domnul figurează în concediu medical astăzi, de ce l-ați verificat dacă e la muncă sau nu? Păi și nu e simplu să adunați concediile astea medicale, să-i întrebați pe colegi, băi, de ce suferă? Se găseau diferite motive și diferite, să zic, metode în care să, acest angajat să nu fie sancționat. Și din punctul meu de vedere, ca manager al unui spital, am încercat din nenumărate ori, da, să găsim soluția în care un angajat să-și facă atribuțiile conform și postului de fiecare dată, de 4 ani de zile. Mă lupt cu... lucruri de genul ăsta și cel mai, să zic, deranjant este când ești managerul unui spital și angajații din tăi îi ajută pe ceilalți angajați să iasă din situații de genul ăsta. Eu îmi dau seama așa. Serviciul juridic nu prea e cu dumneavoastră. Ruonsu, sau cum se cheamă personalul, da, e cu serviciul juridic. Păi nu arată foarte bine situația. Din punctul meu de vedere, din 2020 până în prezent, noi am încercat, chiar și de când a venit nou director financiar și nou director medical, am încercat să transmitem ideea că aici la Spitalul Târgu Neamț venim la muncă, nu trebuie să cineva de la, dau un exemplu, de la celelalte compartimente din cadrul TESA să... ne iubească, să... Nu, aici venim să ne facem atribuții conform fișei postului. Asta este pretenția noastră, să zicem, ca și conducător. Nu am avut pretenția de a, să zic, a schimba peste noapte sau de a impune ceva cu biciul în mână. Am avut doar pretenția de a încerca să facem lucrurile să revină la normal. Din, să zic, multe practici care au fost, poate înainte, împământenite în sensul că vin la muncă, oricum salariul merge, de ce să mai fac o treabă în plus. Am încercat și noi să ducem ideea de haideți,
putem să vă recompensăm dacă faceți ceva în plus sau haideți să facem și altceva pe, ca acest spital să, zicem, să atragă mai mulți pacienți, să devenim mai performanți. Lucrul ăsta a fost înțeles greșit. De ce? Automat, odată cu dezvoltarea sau cu, să zicem, dacă dorim să creștem adresabilitatea sau activitatea spitalului sau condițiile, automat intervine acea, de ce, acea problemă, de ce să fac eu, că oricum salariul este același. Această mentalitate este foarte greu să o schimbăm, având în vedere că ani de zile mulți angajați poate s-au obișnuit în modul ăsta de a funcționa la nivelul unui instituție. Aici vorbim despre de angajați asupra cărora planează inclusiv ideea că n-au fost angajați în mod legal. Aici nu știu să vă spun eu neapărat dacă au fost angajați legal sau nu. Pe noi ne interesează ideea de a împărți ideile cu conducerea spitalului în ceea ce privește strategia de dezvoltare și de a spitalului și strategia de a crește calitatea, să zicem, actului medical la Spitalul Târgu Neamț, și asta am promovat dintotdeauna din 2020 până în prezent, chiar dacă au fost situații nu foarte simple în fiecare an. Da. Ce am uitat din situațiile conflictuale? A, aveți director economic, nu mai trebuie să răspundeți la petiții făcute în interiorul spitalului. Din câte am înțeles acum, nu? Sau noul director face și el petiții, cheamă lumea la meeting? Da, a fost o situație destul de delicată. Din punctul meu de vedere, da, sunt un medic tânăr, un manager tânăr care nu m-am confruntat niciodată cu situații de genul ăsta, dar consider că lucrurile se puteau rezolva un pic și altfel. Cel mai, să zic, deranjant, să zic, a fost ideea că noi facem un protest, cei, în special cei de la TESA, facem un protest împotriva managerului, a conducătorului și după aceea haideți să colaborăm. Da, suntem dispuși să colaborăm, dar colaborăm în continuare cu ideile conducătorului, că el își asumă, da, care este strategia de dezvoltare a spitalului. Și atâta timp cât niște oameni au fost, da, să zicem, 90% au fost prezenți la acel meeting în care după meeting au spus că de fapt ei nu știau. E vorba de personalul TESA. Personalul TESA, au fost și din personalul medical, dar foarte puțin, în care concret nu știau de ce s-au prezentat acolo. La ordine. Dar au fost prezenți. Din punctul nostru de vedere, noi ne-am văzut, sau eu personal, chiar dacă mi s-a cerut demisia, am mers pe ideea de profesionalism și pe ideea pe ceea ce am făcut la nivelul Spitalului Târgu Neamț de când am preluat până din 2020 până în prezent. Nu am încercat să nu iau în considerare lucrurile alea, pentru că mă consider o persoană care întotdeauna am pus accent pe lucrurile importante, nu lucrurile care vor să devieze de la, să zicem, de la lucrurile care ni le-am propus. Am încercat să trec peste momentul respectiv, să-mi continui proiectele împreună cu oamenii care au crezut în mine și să vede în prezent că totuși la Spitalul Târgu Neamț lucrurile au început să meargă pe, eu zic, într-o direcție corect, să văd și lucrurile care s-au făcut, să văd și proiectele care s-au, avem contracte finanțate în continuare, da, au început să se mai schimbe și din personalul medical, unii poate s-au retras, alții au plecat la pensie, au început să vină tineri foarte mulți, nu neapărat ca să nu se înțeleagă greșit că cei renunțăm la cei cu experiență. Nu, ăsta este mesajul. Mesajul este că schimbăm un pic mentalități dacă devine o interacțiune între cei cu experiență și cei tineri care au și alte idei, da, de dezvoltare. Am trecut peste ele și în continuare noi avem acum o colaborare foarte bună cu directorul financiar și directorul medical. Se pot vedea și proiectele pe care le avem. Am început, din punct de vedere financiar, am început și noi să
facem proiecte din venituri proprii ale spitalului. Am prins împreună cu primăria orașului Târgu Neamț și cu domnul primar, ne-am implicat pentru a prinde fonduri pe PNRR și alte... Și ce proiecte aveți? La nivelul spitalului, în momentul de față, se finalizează acum renovarea secției de chirurgie generală. Avem proiecte pe PNRR, pe eficientizare energetică, contractul finanțat și semnat de reabilitarea clădirii de cardiologie, pediatrie, a spălătoriei și a bucătăriei și avem proiectul pentru pavilionul central unde desfășoară activitatea ginecologia și medicina internă finanțat de către CNI în care s-a finalizat faza de licitație. Plus avem niște proiecte pe care le-am am obținut finanțare împreună cu domnul primar Harpa pentru liftul de la pediatrie și cardiologie care începe acum, am primit chiar în ultima ședință de la Consiliul Județean, am primit 500.000 de lei pentru acest lift. Proiect. Lucrurile ușor, ușor, avem tot ce înseamnă clădirea de administrativ, care am finalizat birourile, ce înseamnă secretariat și birourile ale conducerii s-au finalizat lucrările, iar în continuare acum se fac lucrările pentru toți cei de la TESA, contabilitate, achiziții, juridic, MCSM, din banii spitalului. Clădirea de administrativ ne-am propus-o din fonduri proprii să o finalizăm până la sfârșitul anului. Da. Acum nu este un secret, cel puțin la Târgu Neamț, dar nici în restul județului, că unul din punctele sensibile în spital este ceea ce se chema compartiment primirii urgențe. Ce să mai ales de telenovela aceea cu calculatoarele, cu filmele, cu... Că la un moment dat noi am scris și ni s-a spus, domne, nu există ce a scris, dar eu știu că a existat. La nevoie putem face și o mică dovadă, da? Deja mi-e rușine mie să pun așa ceva. Da, să zicem că poate... Situația din astea care m-a apărut a fost, lucrul ăsta a fost în 2020, a fost primul hop pentru mine ca manager în 2020. Așa ați aflat cât de ocupați sunt unii dintre cei care lucrează cu situația în CPU. Din punctul meu de vedere, eu zic că poate încă lucrurile nu stau cum ne-am dorit, dar am încercat să creștem un pic și acolo empatia față de pacient. Haideți să vorbim pe direct. Ați primit vreun răspuns oficial cu privire la faptul că existau probleme cu anumite medicamente? Nu am primit niciun răspuns. Știți la ce mă refer? Da, este acea sesizare pe care am făcut-o noi în 2020. Medicamente care nu sunt medicamente obișnuite. Da, a fost acea problemă cu stupefiantele în 2020. Din punctul meu de vedere, v-am spus, nu am primit absolut niciun răspuns. Nici acolo n-ați primit niciun răspuns. Niciun răspuns nu am primit vis-a-vis de practic ați constatat, s-a constatat, cine a constatat că erau probleme cu medicamentele. Dispăreau. Da, discuțiile au fost atunci, să zic mai multe, în ceea ce privește că dispăreau, că a ieșit pe plus, că... Ideea principală a fost legată de anumite medicamente cu circuit special, cum sunt acele stupefiante, dar noi ne-am făcut, eu cel puțin personal mi-am făcut treaba, am depus atunci o sesizare la fel la organele competente, dar nu am primit nici până ziua de azi niciun răspuns. Când terminați mandatul, ne întâlnim și scriu o carte, interviuri cu dumneavoastră despre sesizări depuse și rezultate primite. Și o să scriem așa, Patrașcu egal procuratură și spunem 0 la 5, 0 la 6, 0 la 7. Pentru că măcar trebuia să vă spună, dom'le, băi, sunteți zăpăciți, s-a întâmplat nimica. Felicitări că ne-a sesizat, dar nu s-a întâmplat nimic. Nu, eu așa cred. Da, din punctul meu de vedere, eu ca și manager al spitalului, singurul lucru care pot să-l fac este să, când cred că este o neregulă, să fac hârtiile și să le depun la organele competente. E legat și de, dacă vă spun, și de contractul domnului Georgescu.
Am depus și acolo Mai adăugăm la interviurile alea. Am depus și acolo o speță legat de acel contract, da, de schimbarea contractului, din punctul meu de vedere, este ilegală. Nu am primit nici până în ziua de azi un răspuns, dacă poate nu am eu dreptate. Sau păi asta zic. Vă dă un răspuns până vă dă Georgescu în judecată pentru hărțuire. Dar măcar să aveți un răspuns. Păi nu? Da. Păi nu, că la asta cu hărțuirea e specialitatea casei acolo. Da, da, din păcate, angajații noștri, când, na, să zicem, conducerea spitalului poate are pretenția să-ți respecti fișa postului, să înțelegi ca o hărțuire. Din punctul nostru de vedere, această hărțuire trebuie demonstrată. Nu, dar dumneavoastră mai sunteți hărțuit? Hărțuit? Din punctul meu de vedere, eu nu mă simt hărțuit. Păi sunt fost. Situații, sunt ați situații fost. Și situații mai, să zic, mai simple, mai... comode, mai incomode. Încercăm, din punctul meu de vedere, încerc să găsesc... Ce fel de situații? Metoda de exemplu, cea mai bună să trecem de exemplu, peste... mai sunteți amenințat? Au fost câteva probleme în sensul ăsta. Au fost și niște plângeri pe la DGA în sensul ăsta. Din punctul meu de vedere... Adică ați fost amenințat? La ce sens? Nu am fost amenințat. Ultima, să zic așa... nu știu cum să o numesc, speță este că, probabil, având în vedere că doctorul Pătrașcu este un medic în care nu ai ce, din punctul meu de vedere, nu știu dacă pot să-mi reproșeze vreun pacient, până în prezent n-am avut nicio plângere în ceea ce privește activitatea mea medicală, și atunci se merge pe alte căi în care se încearcă diferite metode de denigrare sau cum să le numesc. Da, au fost pacienți de-a mei... care m-au sunat și mi-au zis că au primit diferite vizite, să întrebi dacă doctorul Pătrașcu le-a cerut bani pentru diferite activități cum adică, medicale. Cum adică? Sau... S-au dus acasă la pacienți? Da, pacienții m-au sunat că s-au speriat și m-au întrebat, domnul doctor, sunteți în regulă? Ce ați pățit? Uitați că vin ăștia de la Direcția Generală Anticorupție, îi întrebi... Dacă ați cerut bani să vă opereze sau dacă... Pe de parte e bine, înseamnă că își făcea o treabă. Ca absolut, nu avem nimic împotrivă în sensul ăsta, dar din punctul meu de vedere, pacienții mei mă cunosc, eu mă cunosc pe mine însumi, și, dar situații de genul ăsta uneori te, să zicem, poate te dezarmează pentru că... încerci să faci, poate uneori să fie bine și, din păcate, sunt persoane care apelează la diferite metode de a te face să renunți la lucrurile pe care ți le-ai propus. Fără nicio legătură cu întrebarea trecută, cât de des vă bezi cafeaua cu domnul doctor Apostaie? Nu, din păcate chiar nu avem timp să... Deci fără legătură. Împreună. Pur și simplu vă întreb de câte ori vă bezi cafeaua. Nu... Sincer să vă spun, chiar în ultimul timp, nici nu am timp de băut cafea. Avem foarte multe proiecte împreună cu colegii mei. Încercăm să ne ținem de ele, încercăm să colaborăm cât mai mult cu Primăria Orașului Târgu Neamț, în special cu domnul primar Harpa, care ne-a ajutat toți anii ăștia cu finanțări. Bine, nici eu nu sunt o persoană care mă cunosc, cei cu care am colaborat. Sunt o persoană care mulți spun că... Domnul doctor, dumneavoastră, sunteți o persoană care, dacă îl dai afară pe ușă, intră pe geam, nu se lasă de proiectele sau de lucrurile care s-au propus. Și, într-adevăr, sunt așa o persoană destul de insistentă în ceea ce privește lucrurile pe care vreau să le fac. Așa am fost întotdeauna, de când am venit la Spitalul Târgu Neamț, am încercat să insist întotdeauna pe probleme pe care le avem de rezolvat. De ce? Clar, toată lumea are... foarte multe lucruri de rezolvat și atunci se omit poate aspecte legate de spital. Eu am încercat să fiu mereu prezent acolo și insistent și în felul ăsta am demonstrat că într-adevăr lucrurile cu sprijinul, clar, nu singur, cu sprijinul celor de la primărie, în special a domnului primar Harpa, și lucrurile se văd că să zic, sunt pozitive și merg înainte, avem foarte multe proiecte pe care trebuie să le continuăm. Bun, acum, na, eu vă dau o sugestie, să nu ziceți că sunt băiat rău, dar e mai bine, câteodată e bine să mai bești câte o cafea cu domnul Apostaie. S-ar putea să nu mai fie atâtea vizite, atâtea întrebări, dacă beți o cafea cu el. Acum, nu știu,
Noi, din punct de vedere profesional, medical, profesional, n-ai ce să reproșez unui om colaborăm profesional cu toți medicii din spital. Încercăm să facem activitate până la sfârșit. Pacientul este cel mai important în Spitalul Târgu Neamț. În rest, celelalte lucruri sunt lucruri pe care trebuie să încercăm să le gestionăm ca și conducere. Spuneți-mi un pic, apropo de pacienți, e clar că venirea atât unui număr destul de mare de medici tineri. Da. Numai noi am scris despre vreo 8 sau 9 dintre ei, nu mai țin minte exact. Mulți, mulți. A creat o anumită stare de spirit. Au început să vină pacienți și din alte zone la Târgu Neamț? Da, din punctul nostru de vedere se vede chiar și în raportul anual care sunt obligat să-l depun la Primăria Orașului Târgu Neamț, ca și activitatea spitalului, se vede o creștere a pacienților, nu neapărat din orașul Târgu Neamț, că majoritatea nu erau din orașul Târgu Neamț, erau cei din zonă, dar vin și pacienți din alte județe, cum este județul Iași. Vreau să vă zic că, de exemplu, foarte mulți pacienți pe anumite patologii, pe care chiar mă ocup și eu de la ortopedie, sunt foarte mulți din Pașcani, care vin de la Fălticeni, vin de la noi. Da, lumea a început să aibă încredere un pic în actul medical și de la Târgu Neamț și nu mai migrează foarte mult spre Târgu Mureș. Dar clar că nu putem să vorbim aici de toată patologia. O patologie pe care putem anumite să specialități, da, o acoperim. Dar strategia noastră este ca până în 2024 să mai înființăm și aceste 3 cabinete în care să putem asigura cât mai multe servicii medicale. În sensul ăsta putem și noi să contractăm din ce în ce mai mulți servicii cu casa de asigurări, astfel și vor crește sumele care vor veni la spital. Apropo, am văzut casa de asigurări în momentul ăsta are o politică nouă apropo de finanțarea spitalului, da, cu spitalizările de zi. Vă puteți adapta la această politică? La nivelul Spitalului Târgu Neamț, din păcate, din varia motive, anul ăsta nu am reușit să facem spitalizarea de zi. Avem doar spitalizare de o zi pe compartimentul de primiri urgenți, un contract acolo, și un contract pe spitalizare continuă. Din cauza spațiului, nu? Din cauza spațiului, că e o structură separată, trebuie să funcționeze individual. Dar avem în plan să încercăm la anul, în iulie, la noua contractare, să avem și noi 10 paturi de spitalizare de zi. Dar una peste alta, noul contract cadru semnat pe 1 iulie la nivelul Spitalului Orășenesc Târgu Neamț este mult mai mare față de contractul care l-am avut, o sumă destul de consistentă și chiar mă bucur faptul că din prima lună, chiar dacă este o lună de concediu și era o sumă ați în care reușit să vă încadrați. Am reușit să realizăm contractul cu Casa de Asigurări, unde sumele s-au mărit undeva cu 43% față de vechiul contract. Aveam 455 de cazuri semnate pe spitalizare continuă, acum avem 703. Deci e aproape dublu la cazurile care trebuie să le tratăm. Dar colegii mei, medicii, au înțeles lucrul ăsta și-au făcut activitatea și chiar în prima lună am reușit și am realizat contractul cu Casa de Asigurări. Asta este foarte bine. Deci, una peste alta, la Târgu Neamț se merge într-o direcție bună, spuneți dumneavoastră. Spunem și noi că s-a obținut acreditarea, da? Aici este un pas înainte. Asta e un lucru care ne bucură, da. Este un pas înainte și este o anumită siguranță, pentru că pe câți ani e? Cinci ani. În 5 ani vă puteți pregăti pentru o nouă acreditare, bineînțeles, dacă mai rămâneți... Absolut. Până când aveți contractul? Mai am contract până în octombrie 2024. 2024 și urmează o evaluare atunci, nu? Și se prelungește? Legea este în felul următor. Managerul este evaluat în fiecare an, la expirare, cu 6 luni înainte, eu am obligația de a anunța Consiliul de Administrație că îmi expiră mandatul peste 6 luni, iar Consiliul de Administrație decide dacă vrea să scoată postul la concurs sau prelungește, dar în acea prelungire are obligația de a scoate postul la concurs. Pentru prelungirea se poate, conform legii, da o dată de 6 luni și de 2 ori câte 3 luni, după care ești obligat să scoți postul la concurs. Și chiar dacă mai este ceva timp până atunci, vă înscrieți la un nou concurs? Din punctul meu de vedere, eu mi-am făcut treaba. Dacă Consiliul de Administrație o să considere și vrea să scoată postul la concurs, o să particip pentru a-mi finaliza proiectele pe care le-am început anul ăsta împreună cu
cei din primăria orașului Târgu Neamț. Bine, o să aveți probabil atunci un contracandidat. Cel puțin. Ar fi foarte interesant, deoarece sunt și persoana care dai un examen simplu, nu este tocmai... Nu-i frumos să concurezi de unul frumos. Singur. Chiar mi-aș dori să existe contracandidați ca să vedem. Eu sunt genul de om care, știți cum e domnul Bălănescu, vorbim foarte mult, dar de făcut facem foarte puțin. Eu pot să vin în față în octombrie 2024 cu lucrurile pe care le-am făcut la Spitalul Orășenesc Târgu Neamț. Să încheiem așa. E mai bine. Da. Mulțumesc frumos pentru participarea la emisiune. Mulțumesc pentru invitație. Oameni buni, la Târgu Neamț s-a obținut acreditarea. La Piatra Neamț suntem în partea de amânare. O să vedem ce se întâmplă. Pentru că la Piatra Neamț, pe lângă amânarea acreditării spitalului existent, mai avem și o amânare ciudată a semnării contractului pentru spitalul nou. Pentru că suntem tot timpul, ni se spune tot timpul că vom semna săptămâna viitoare. Ba la Bacău, ba la Vaslui, ba la București, să nu ajungem să semnăm acest contract la Paște, la Paștele Cailor. Numai bine, sănătate, cele bune!